Tocmai ce am primit mesaj de la terapeutul meu, mă așteaptă, așa că haideți cu mine. Mergem la recuperare. Din fericire, mașina e automată și pot să conduc. Dacă aș fi fost nevoit să calc ambreiajul, nu știu dacă puteam să conduc, pentru că piciorul meu stâng încă nu e recuperat. Dar nu e prima zi în care merg la recuperare. Au trecut deja, cred că una sau două ședințe de când merg la Andrei. Eu am mai făcut recuperare și singur, cât timp am fost în fermă și imediat după ce am ieșit din fermă. Cei care au urmărit emisiunea știu de ce sunt eu accidentat. Pentru cei care n-au urmărit emisiunea și habar n-au despre ce vorbesc eu acum, eu sunt Remus, din fermă, de la ProTV. Am mers la duel cu Pastrama. Am avut duelul pentru fermier, în care noi trebuia să ne împingem cu niște perne, un fel de sumo, să zic așa, era proba cu niște perne, doar că eu am avut 2-0 și în momentul ăla Pastrama s-a cam enervat, nu prea i-a convenit chestia asta și a început să arunce perna și să transforme acel joc, acea probă în altceva, și anume în wrestling. M-a luat, a dat cu mine pe spate, m-a împins. Din punctul meu de vedere, nu a fost ok, pentru că noi avem niște reguli și trebuia să respectăm regulile astea. Tocmai pentru că nu s-au respectat regulile, am ajuns la accidentare și ce a urmat mai departe în fermă, evoluția mea, o știți. Dacă nu știți, vă spun eu, a urmat 2 săptămâni de imobilizare cu piciorul în gips pentru mine, după care Camara m-a luat la duel, tocmai pentru că aveam piciorul în gips, tocmai pentru că eram accidentat, tocmai pentru că știa că nu sunt refăcut 100%. Eu atât de nebun sunt încât mi-am dat gipsul jos, am tăiat gipsul înainte de probă și am mers la duel. Din păcate am pierdut și acel duel, pentru că eu nici măcar nu puteam să îndoi genunchiul suficient, doar că nu aveam ce să fac și atunci spiritul meu de luptător nu m-a lăsat să renunț. Pur și simplu n-am putut să renunț fără luptă și am mers la luptă atât cât am putut eu, am dat tot ce am putut și voi ați văzut, dacă n-ați văzut, probabil că există online emisiunile, ferma, uitați-vă și vedeți în ce fel s-a desfășurat duelul nostru. N-a fost ușor deloc, a trebuit să trec peste durere, a trebuit să-mi asum riscuri, mi-am asumat niște riscuri enorme. Probabil am fost și puțin inconștient în momentul ăla, n-ar fi trebuit să fac chestia asta, pentru că mă puteam accidenta mult mai tare și cariera mea de sportiv putea să se încheie dacă eu îmi rupeam acest ligament sau acest tendon colateral. Era la revedere pentru mine. Atunci însemna operație, însemnau alte implicații mult mai grave, alte dureri, alte costuri. Au fost și niște costuri financiare enorme să am această recuperare. Dacă aveam și operație, era ceva dezastruos. Dar ce să zic, mă bucur că am trecut cu bine peste toate astea și acum am puterea să zâmbesc, am puterea să mă uit spre viitor cu încredere. Sunt convins că mă voi recupera 100%, asta datorită lui Andrei. Andrei este cel la care merg eu acum. Nu e ușor să fii accidentat, dar e foarte bine să știi ce ai de făcut. Și spre fericirea mea, eu știu ce am de făcut. Am cel mai bun terapeut și o să vedeți și voi în curând ce anume voi face eu ca să fiu iar 100% în formă. Și mai mult decât atât, o să vă arăt și cum mă antrenez, și ce mănânc, și ce suplimente iau, totul. Rămâneți aproape și ne vedem în curând la Andrei.
Aici stă Andrei Simion, o să facem minuni cu el. Nu vrea să ne deschidă. Opa! Salut, salut, salut! Ce faci, domnule? Cum ești? Cum ești? Uite, am venit să mă faci bine și vreau să le arătăm și lor. Sper să pot! Vreau să le arătăm și lor cât de bun ești tu. Sper să pot, tu ești deja bine. Mersi mult, frate. Hai să începem. Noi am discutat inițial, ședința inițială, planul pe care îl vom aborda în recuperarea și refacerea lui Remus. Ca și sportiv, eu vreau să fac exerciții de recuperare, îmi spune care sunt cele mai bune și indicate în cazul meu, cu problema pe care am eu. Viziunea terapeutică, viziunea sportivului. Să începem cu exemplificarea acelor două exerciții pe care le-am discutat. Semi-squat sub opposition. Ok, deci genoflexiuni. Da. Pentru noi românii. Semi-genoflexiuni. Și îndreptările, Romanian deadlifts. Îndreptările, dar tot așa, cu capul până la un punct, da? Cu capul, și fără greutate. Cu capul într-o ușoară extensie, ca să activăm mușchii paravertebrali care ne vor ajuta în bascularea bazinului. Perfect, deci asta e prima parte a terapiei. Da. Exercițiile fizice, da. Ducem puțin sânge în zonă, ne activăm, da. După care mergem în lateral cealaltă și facem terapie. Bun, deci problema mea este aici, exact. Lateral. Și aș vrea când faci, faci fandare, când faci sângele flexiunea, să avem 90 de grade unghi între quadriceps și tibie, respectiv, doamnă. O să mă desfac pantalonul ca să-mi permită să mă mișc. Da. Nu forțez, nu simt că mă doare în poziția asta și atunci e foarte bine. Perfect. Poți executa o ușoară contracție izometrică pe coapsă și pe gluteus. Ok. Iar pe fandare, pe semigenoflexiune, poți să-ți dea contra ușoară extensie. Capul fiind greu, este o greutate extra pe genunchi. Da? Capul într-o ușoară extensie. Perfect. Și acum când revii, contracție izometrică pe quadriceps și gluteus. Contract foarte bine mușchii, da. Și simt, chiar simt că îmi activă bine zona asta. Super, bravo. Cobor. Atât. Cam atât. Atât. Nu uita genunchi nici prea extensie. Foarte bine. Poți sprijini palmele pe genunchi, dacă vrei. Super. O să-i mai bine pulsul afecțiunii. Doare puțin aici jos, dar e suportabil. Cel mai important este că eu nu stau degeaba, eu nu stau în pat în timp ce sunt accidentat. În prima perioada după accidentare a trebuit să stau câteva zile imobilizat pentru că durerea era foarte mare, dar acum, în momentul în care eu mi-am revenit și pot să merg, eu nu stau. Eu merg la sală, merg la terapie la Andrei, eu mă recuperez activ. Ideea este să știi ce exerciții să faci, să lucrezi cu profesioniști tot timpul, pentru că e foarte subțire limita, poți greși imediat, poți să faci prea mult și să-ți facă rău sau poți să faci cât trebuie și să te ajute să evoluezi. Corect. Super. Hai să mergem să continuăm. Deci am venit la prietenul meu, Andrei Simion, care este terapeutul meu și mă va face bine, mă va ajuta să mă recuperez cât mai repede. Spune-ne, Andrei, ce faci tu acolo? De ce mă chinui așa? Quadricepsul tău este atrofiat. Vreau să stimulez să învin zona, așa fel încât să câștigăm hipertrofie musculară. Asta pentru că am stat cu piciorul în ghips două săptămâni. Da. Deci un mare procedură cu ghipsul, atrofierea este masivă. Deci doctorii, când am mers la spital, după ce m-am accidentat, mi-au recomandat să țin piciorul în ghips 14 zile. Lucru pe care eu l-am făcut, am stat în fermă, după cum ați văzut voi în emisiune, am stat cu piciorul în ghips, fapt care a cauzat atrofierea mușchilor. Și acum ce facem? Acum încerc să câștig hipertrofia musculară, să stimulez hipertrofia musculară prin contracții izometrice pe care le-am recomandat de Remus. Încerc să amplific efectul pe care acel l-au asupra țesutului fascial muscular. Practic generez pe un mușchi deficitar, generez o inflamație artificială prin producție masivă de sânge,
Sângele conține plasmă, plasma conține elemente minerale care au menirea de a reface țesutul lezat. Nu merg pe principii clasice, pentru că nu cred foarte mult în ele. Nici Remus nu este o persoană obișnuită, este o persoană deosebită, cu un ritm de viață deosebit de restul oamenilor, astfel că trebuie să mă raportez ca atare. Recomandarea dry needling vine ca o consecință a atrofiei musculare pe care ai suferit-o, urmare aplicației de gips. Recomandarea mea ar fi ca cei care poartă gips, pe cât posibil să încerce să stimuleze muscular segmentul de interes prin ușoare contracții izometrice. Acele, în sensul ăsta, având menirea de a facilita circulația sanguină în scopul refacerii mai rapide. Andrei, după ce mi-a băgat ace de jur împrejurul genunchiului pentru a stimula sângele, pentru a aduce cât mai mult sânge în zonă, mi-a spus să fac contracții. În felul ăsta stimulăm și mai bine acea zonă. Cu cât mai mult sânge avem în zona respectivă, cu atât mai repede se reface țesutul lezat. La umăr am o problemă de la căzătura pe care am luat-o în timpul duelului. Mi-am dislocat, nu știu ce să zic, ce s-a întâmplat exact, de la șocul ăla, undeva aici pe inserția tendonului, exact pe claviculă, simt o durere atunci când ridic mâna în față și atunci voi face fix exercițiul ăsta, voi ridica mâna exact cum mă doare, pentru a stimula la fel foarte bine zona, doar că o voi face cu acele înăuntru. Aceste ace sunt cam așa de lungi. Voi lucra cu Andrei Simion, cu terapeutul meu, până când voi fi recuperat 100%. Eu urmează să mă pregătesc pentru un concurs de fitness și trebuie să fiu apt 100% pentru exerciții fizice, pentru antrenamente cu greutăți. Și voi veți vedea toată evoluția. Vă voi arăta cum mă antrenez, cum mă recuperez, ce mănânc, ce suplimente iau fix pentru a repara problemele și, în general, pentru a dezvolta masă musculară și pentru a mă defini. Ce este, Andrei? Se numește kinesiotaping. Este un principiu terapeutic care provine din China. Ce rol are tapingul acesta în terapia pe care o faci tu, Andrei? Să-l aplic ca să fac un drenaj limfatic și sanguin, să relaxez țesutul fascial pe care îl aplic și va relaxa și va repostura segmentul de interes. Super! Recomand kinesiotaping-ul atât pentru reposturarea segmentelor asupra cărora mă raportez în terapie, însă aplicațiile lui sunt foarte apreciate și în afecțiuni sanguine, limfatice. Și spune-mi, te rog, la genunchi, aici, de exemplu, ăsta ține loc de gips sau după aplicarea gipsului? Nu ține loc de gips. Felul în care eu l-am aplicat acum, fără niciun fel de presiune, l-am aplicat odată ca să stimuleze sanguin zona, este o continuare a terapiei cu ace. Dar are un rol de susținere. Eu simt piciorul, simt stabil acum, simt mult mai bine. Înlocuind exact ligamentul. După cum vedeți, genunchiul afectat este cel stâng, mai exact ligamentul colateral intern. Aici m-am accidentat în timpul duelului din fermă, la primul duel mai exact. Dacă vă uitați exact, o să vedeți și că piciorul stâng este mai subțire decât cel drept. Asta pentru că s-a atrofiat perioada de timp cât a fost piciorul pus în gips. 2 săptămâni cât am stat în fermă și am avut piciorul în gips. Musculatura s-a atrofiat, dar acum lucrez la chestia asta, lucrez să recuperez și să echilibrez înapoi masa musculară. Cu tot ce mi-ai pus tu aici, super, cu tapingul ăsta, simt stabilitate mult mai bună. Super, asta e și ideea. Îți mulțumesc mult și eu vă mulțumesc, mult succes!
Ne vedem curând.